în vara 1917 avem de a face cu un război defensiv. Eroicele bătălii de la Mărăși, Mărășești și Oituz doar au stopat ofensiva armatei germane. Nu a fost o victorie. Nu? A fost un război de apărare. Însă Constantin Prezan, după ce reușește și îndeplinește acest obiectiv de evitare a ocupării Moldovei, rămâne în, cum să spun eu, în elita armatei românești și primește alte misiuni importante. Dacă vă spuneam, dacă ne gândim la generalul Averescu, care se pensionează în 1918, își formează un partid politic și începe o carieră politică, Constantin Prezan participă la o altă operațiune foarte, foarte importantă. Ocuparea Transilvaniei, deci după actul de la 1 decembrie 1918, se gestionează această problemă a intrării, nu a ocupării, a intrării armatei române în teritoriile transilvanene, în asigurarea instalării administrației românești, nu? Ajunge în Sibiu mai întâi, apoi în Cluj. Și inclusiv în anul 1919 are un rol important în respingerea atacurilor maghiarilor comunizați, da, trupele lui Bela Kun împotriva, care nu recunoșteau unirea, actul de la 1918, 1 decembrie, și duceau o politică revizionistă. În istorie este cunoscut acest moment, armata română ajunge până la Budapesta și defilează pe străzile acestui oraș important al Europei. Constantin Prezan participă la această operațiune excepțională, însă dă dovadă de un excepțional bun simț. Nu intră, deși ar fi putut să intre el în Budapesta și să defileze el pe străzile orașului, îi lasă pe ofițerii care asiguraseră reușita operațiunii pe teren. El rămâne undeva lângă Budapesta și se întoarce în țară. Însă nu putem să nu amintim și acest moment important din cariera sa, asigurarea instalării administrației românești în Transilvania și respingerea atacurilor trupelor comuniste a lui Bela Kun până la Budapesta. După semnarea tratatului de pace de la București, generalul Prezan și-a oferit demisia cu câteva zile înainte de semnarea tratatului de pace, de la 7 mai 1918, a trecut în rezervă și, din păcate, în vara anului 1918, mă scuzați, a fost atacat pentru prestația sa în funcția de șef al statului major general, atât de către partizanii, de către germanofili, de către partizanii lui Alexandru Maghiloman, dar și de Alexandru Averescu, în acea broșură celebră intitulată Răspunderile, în care îi se aduceau multe reproșuri privind coordonarea bătăliilor. Dar odată cu reintrarea României în război, la 10 noiembrie 1918, Constantin Prezan a fost adus din nou în fruntea statului major general și aici a condus, după cum se știe, ofensiva armatei române pentru eliberarea Transilvaniei și ulterior pentru, dincolo de Tisa, pentru înlăturarea regimului bolșevic al lui Bela Kun. După terminarea ostilităților și ocuparea Budapestei și ulterior retragerea trupelor române din Ungaria, la martie 1920, Averescu ajunsese prim-ministru și a comis un gest de indelicatețe față de Prezan, în sensul că a forțat procesul de demarare a demobilizării armatei și, cu toate că Prezan își dăduse demisia câteva zile înainte, a primit o adresă, mi se pare că pe 20 martie, în care i s-a spus că este demis din funcția de șef al statului major general, un amănunt nu prea plăcut pentru biografia lui Averescu. Trebuie amintit un factor
un aspect important. În noiembrie 1917, în momentul în care se preconiza semnarea armistițiului, regele Ferdinand i-a cedat comanda nominală a armatei române. După cum se știe, regele Ferdinand, prin Constituție, era cap al oștirii române, deci era comandantul suprem. Dar pentru a nu fi silit să semneze armistițiu, i-a acordat generalului Prezan acest atribut. Un lucru foarte rar nu numai în istoria României, ca un rege să renunțe la calitatea de șef al oștirii. Pentru că lucrurile au evoluat în favoarea situației geopolitice a României, reluarea acțiunilor Antantei îl aduce din nou pe generalul Averescu în fruntea Marului Cartier General pentru acțiunile care au avut loc în toamna anului 1918 de remobilizare a armatei române, de construcție a planurilor și de desfășurarea acțiunilor militare în anul 1919, când a fost nevoie să se restabilească ordinea în Cadrilater, în Basarabia, în Bucovina, dar și în Transilvania, ducându-se acea campanie militară din anul 1919 împotriva bolșevicilor maghiari, așa fel cum fusese răstopași bolșevici ucrainieni sau cei ruși în cadrul acțiunilor anterioare. Această campanie din anul 1919 îi aduce de plină satisfacție, iar rezultatele strategice ale acestuia se văd imediat în cadrul funcționării tânărului stat român. În cele din urmă, se pensionează și el după încheierea conflagrației, dar alege calea discreției. Nu se implică sub nicio formă în viața politică, deși i s-a propus și nouă dată funcția de prim-ministru de către însuși regele Ferdinand I, dar și de alți politicieni. Se retrage la conacul familiei din județul Vaslui și, sigur, ori de câte ori a fost solicitat de către politicieni sau de către rege pentru a se consulta în anumite probleme, el a fost disponibil, adică rămâne oarecum un servitor al interesului național, nu al unui politician. Calitățile lui și genul militar de care a dat dovadă vor fi răsplătite tot în anul 1930, de către regele Carol al II-lea, care în toamnă îl ridică la rangul de mareșal. El este al doilea mareșal al României, după ce tot în anul 1930, dar în vară, primise bastonul celebru generalul Averescu. Important este că, spre deosebire de generalul Averescu, care îl susținuse prin diverse activități pe regele Carol al II-lea să se întoarcă în țară, Prezan nu îl susținuse și primește totuși bastonul de mareșal ca un semn al recunoștinței pentru eforturile sale din timpul războiului și pentru contribuția sa la crearea României mari.